Sloganul sub care este marcată în 2017 Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este Eliminarea Hepatitei. Pornind de la ideea că, la nivel mondial, una din 12 persoane suferă de hepatită, organizatorii acțiunii de informare au încercat să atragă atenția comunității locale asupra afecțiunilor hepatice și necesității de a lua măsuri împotriva acestei boli. În Telorman, în acest moment, sunt înregistrați peste 200 de pacienți bolnavi de hepatită. Această acțiune ne-a oferit ocazia de a le spune oamenilor și cum să prevină hepatita în toate formele sale. Li s-au făcut și analize simple, tensiune, concentrația în oxigen, pulsul. Această boală este o boală care nu doare, dar este o boală parșivă. În lume mor peste 3 milioane de oameni anual de această boală. Evoluția este următoarea. Hepatită B, hepatită C, dacă nu este tratată, se transformă în ciroză. Cei care au trecut prin centrul orașului au primit pliante de informare privind boala mâinilor murdare, cum mai este cunoscută hepatita, dar au putut beneficia și de verificarea glicemiei și a tensiunii arteriale în mod gratuit. Eu sunt diabetic, eu sunt cardiac și mi-ar trebui, așa de felul cum știu eu să mă comport, cu mine însumi, ar trebui ca să fie centre dintre astea pentru verificarea tensiunii și diabetului. Spălarea pe mâini, să avem grijă de orice, să ne dezinfectăm, să... Da, astea sunt problemele pentru hepatită. Alături de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, în organizarea evenimentului a fost implicată și Direcția de Sănătate Publică, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, dar și Școala Sanitară Post-Liceală Carol Davila din oraș.